Laudă lui Dumnezeu în cer și pe pământ. Poporul Domnului, urmează să citim din Biblie din nou și timpul care ne-a mai rămas îl vom folosi să vorbim despre împăratul Ioachim. Doi împărați, capitolul 23. O să citim începând cu versetul 35. Doi împărați, 23 cu 35, până la capitolul 24 cu versetul 7. În cinstea Domnului, vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Doi împărați, 23 cu 35. Ioachim a dat lui Faraon argintul și aurul, dar a trebuit să pună bir asupra țării ca să scoată argintul acesta cerut de Faraon. A hotărât partea fiecăruia și a cerut de la poporul țării argintul și aurul pe care trebuia să-l dea lui Faraon Neco. Ioachim avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Zebuda, fata lui Pedaia din Ruma. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, tocmai cum făcuseră părinții săi. Pe vremea sa, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a pornit cu război. Ioachim i-a fost supus 3 ani, dar s-a răsculat din nou împotriva lui. Atunci Domnul a trimis împotriva lui Ioachim cete de haldei, cete de sirieni, cete de moabiți și cete de amoniți. Le-a trimis împotriva lui Iuda ca să-l nimicească, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin robii săi proroci. Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea lui, din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase și din pricina sângelui nevinovat pe care îl vărsase Manase și de care umpluse Ierusalim. De aceea, lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte. Celelalte fapte ale lui Ioachim și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Ioachim a adormit cu părinții săi și în locul lui a domnit fiul său, Ioachin. Împăratul Egiptului n-a mai ieșit din țara lui, căci împăratul Babilonului luase tot ce era al împăratului Egiptului de la pârâul Egiptului până la râul Eufratului. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog frumos să vă reocupați locurile. Dumnezeu ne-a mai dat experiența unei părtășii împreună. Bineînțeles că experiența aceasta se va opri cândva pentru fiecare dintre noi. Ne-a dat Domnul viață și ne-a dat har să vedem în acest cuvânt al lui Dumnezeu un adevăr pe care să-l facem personal, să-l vedem pe Mântuitorul nostru drag, Iisus Hristos, și de asemenea să vedem voia sa pentru viața noastră și pentru casa noastră. În această a doua parte a serviciului divin, mă refer la cea de-a doua predică, aș vrea să vorbim puțin despre cel de-al 17-lea împărat, nepunând-o la socoteală pe Atalia, împărăteasa, cel de-al 17-lea împărat al lui Iuda, dintre cei 19 pe care i-a avut regatul de sud. Ioachim sau Eliachim, cum l-a chemat pe el înainte, este fiul lui Iosia, și este fratele mai mare al lui Ioahaz, care a fost împărat înainte de el pentru 3 luni de zile și pe care l-a omorât faraonul Neco, ducându-l prizonier în Egipt după ce l-a legat cu lanțuri. Și acolo în Egipt a murit fratele lui. După moartea fratelui său, el a ajuns împărat, avea 25 de ani și a domnit 11 ani la Ierusalim. Ca să înțelegem mai bine învățătura lui Dumnezeu pentru casele noastre, ar fi bine, în primul rând, să facem câteva observații cu privire la contextul urcării lui pe tronul lui Iuda. Cum arăta peisajul politic, religios, social, economic, în vremea în care Dumnezeu îngăduie ca el să ajungă împărat? Înainte ca să ajungă el împărat,
pe tronul lui Iuda, așa cum am menționat, a fost pentru o perioadă extrem de scurtă fratele lui. Fratele lui era mai tânăr cu 2 ani decât el. Domnia fratelui său a fost doar de 3 luni și faraonul Neco, din ură pentru tatăl său, care Iosia, care ieșise înaintea lui, acum se răzbună pe el, îl leagă, îl duce în Egipt și moare acolo. Tot faraonul Neco, în locul fratelui său, Ioahaz, îl pune împărat pe el, pe Ioachim. Și observați că pretinde și un tribut, 100 de talanți de argint și un talan de aur. Suma aceasta era uriașă, era fabuloasă. Pentru ca să o poată plăti, el care era lovit din toate părțile și amenințat cu război, a împărțit suma aceasta uriașă pe fiecare cap de locuitor din Iuda și a socotit câte o parte pentru fiecare familie, o parte care era o sumă destul de mare, motiv pentru care a așezat pe umerii poporului și așa destul de săraci, destul de speriați, o povară greu de suportat. Părăsit de Dumnezeu, lipsit de proroci și preoți sfinți, Ioachim n-a avut nicio alternativă. A organizat programul acesta național și a pus povara pe locuitorii țării. A strâns banii, i-a dat împăratului și acesta s-a retras în țara lui și pentru o vreme l-a lăsat în pace. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 împărați, unde am citit capitolul 23 și 24 și de asemenea în 2 Cronici 36, în aceste două locuri tot timpul despre împărați se vorbește în paralel. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este să observăm care sunt consecințele regatului de sud, ale lui Iuda. Și să observăm că Dumnezeu își retrage protecția de peste Iuda, de peste împărați, inclusiv despre Ioachim, care este la rând să vorbim despre el în această seară, și îngăduie să vină egiptenii, un popor păgân, mai târziu să vină babilonienii, un alt popor păgân, și de asemenea 4 cete care reprezentau alte 4 popoare păgâne, să vină peste ei și Biblia menționează de 2 ori că lucrul acesta s-a întâmplat pentru că Dumnezeu a vrut să-l pedepsească pe Iuda din cauza lui Manase. Cei care ați fost joia trecută aici, am spus câteva lucruri despre răutatea pur și simplu exagerată, de neînțeles a acestui împărat, al lui Manase. Și acum aș vrea să mai menționez faptul că din 19 împărați pe care i-a avut Iuda, 11 au fost răi și 8 au fost buni. Manase a fost cel mai rău dintre ei. Evident, Ioachim este unul dintre ei. Au fost și 8 împărați buni. De asemenea, vreau să menționez că din cei 296 de ani cât a ținut regatul de sud, după ce s-a despărțit de cel de nord, după moartea lui Solomon, dintre cei 296 de ani ai monarhiei regatului lui Iuda, 123 de ani a fost perioada în care au condus împărați răi, inclusiv Manase. 123 de ani Dumnezeu a trebuit să suporte un popor care a fost atras în idolatrie de însuși conducătorul politic, care la vremea aceea avea mai multe oficii decât oficiul de împărat. 123 de ani Dumnezeu a fost necinstit. Templul a fost părăsit, abandonat. Prorocii au fost izgoniți și pendulau între Samaria și Iuda, Ierusalim. În ciuda faptului că prorocii mari, prorocii puternici ai Domnului din Vechiul Testament, au trăit în această perioadă, ei n-au avut trecere înaintea poporului și nici înaintea împăraților.
Și în ciuda faptului că împărații lui Iuda, adică regatul din sud, au fost mult mai buni, mai evlavioși decât împărații din nord ai lui Israel, totuși 11 din 19 au fost împărați răi. Unul dintre ei a întrecut măsura și ceea ce mă surprinde, am accentuat atunci când am citit, dacă ați sesizat, este a doua parte a versetului 4 din capitolul 24. Lucrul acesta Dumnezeu nu a vrut să-l ierte. Întotdeauna când citesc versetul acesta, mă sperii, Dumnezeu nu a vrut să-l ierte. Și observați că păcatele împăraților și păcatele poporului au ajuns la un nivel la care Dumnezeu nu a vrut să-i mai ierte. A fost o istorie de 296 de ani și jumătate aproape a fost o perioadă în care Dumnezeu a fost batjocorit, scos afară din templul lui, din țara lui, din poporul lui. Și Dumnezeu a hotărât să nu-i mai ierte. Și Dumnezeu, care i-a protejat de imperiile mari care ar fi vrut să-i cucerească, acum Dumnezeu i-a călăuzit să vină peste Iuda și să-i distrugă. Este ca și cum un tată își păzește copilul să nu-l lovească mașina și la un moment dat așa de tare se supără că el cu mâna lui îl aruncă în fața mașinii. Cât de disperat trebuie să fie gestul unui astfel de tată care și-a protejat copilul ani de zile și acum cu mâna lui îl aruncă în fața unei mașini. Cât de disperat trebuie să fie un astfel de tată. Nu mai vedea nicio șansă, nicio soluție. Așa a procedat Dumnezeu cu Iuda. L-a protejat atâta timp de când prin Avram s-a format poporul acesta. Și la un moment dat Dumnezeu a trimis pe Neco, pe Nebucadnețar și cele patru cete de dușmani care au călcat țara în picioare. Dumnezeu iubește pe oameni, Dumnezeu iubește familiile muritorilor, Dumnezeu iubește comunitățile, grupurile de oameni, dar atunci când oamenii întrec măsura răutății lor, când beau păcatul ca pe apă și când a căzut dintr-o dată într-o greșeală, se transformă într-un stil de viață, unde omul ajunge atât de nesimțitor încât nu se mai gândește deloc la Dumnezeu și se pune deasupra lui, atunci Dumnezeu nu mai vrea să mai ierte. Este așa de greu de explicat acest verset. Dumnezeu nu a vrut să mai ierte. Citind în Biblie, observăm că Ioachim a fost la fel de rău ca și ceilalți 10 împărați răi ai lui Iuda. Biblia ne spune că el a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinții lui. Tatăl lui a fost Iosia, bunicul lui a fost Amon și străbunicul lui a fost celebru Manase, într-un chipar al răului. După cum regatul de nord, Israel, l-a avut pe Ahab, cel mai rău împărat, tot la fel regatul de sud a avut și el un corespondent care întruchipa răul pe Manase. Și Dumnezeu, din cauza lui Manase, a hotărât să distrugă țara. Evident, toată țara s-a complăcut în duhul lui Manase. Toată țara l-a urmat pe Manase. Dumnezeu nu a distrus o țară pentru un om. Dumnezeu a distrus o țară că a urmat un om în răul pe care l-a făcut. Ioachim nu a învățat nimic din tragedia fratelui său Ioahaz. L-a văzut el pe Neco care a venit și l-a legat cu lanțuri și l-a dus pe fratele său după 3 luni de domnie pe tronul lui Iuda, l-a dus în Egipt și acolo a murit și nu a învățat nimic din asta. N-a fost deloc un semnal de alarmă pentru el. Asta trădează capacitatea unei inimi să se fășoare așa de mult în păcat, să aibă atât de mult încredere în ea, încât să nu mai ia seama la experiențele prin care trece. Li se întâmplă oamenilor tot felul de lucruri care au mesaj de la Dumnezeu și ei trec prin lucrurile acelea plângând sau zâmbind și nu înțeleg mesajul lui Dumnezeu și evenimentele se repetă și ei nu înțeleg mesajul lui Dumnezeu. Uitați-vă la acest împărat.
N-a fost un om fără minte, a fost cel puțin un om normal. Nu înțelege nimic din istoria împăraților de dinaintea lui și nici din experiența fratelui lui, pur și simplu se complace în același stil de viață. Și ceea ce se întâmplă este că istoria se repetă cu el. Cum fratele lui a fost legat cu lanțuri și dus în Egipt și acolo a murit, el a fost cu lanțuri, legat cu lanțuri de aramă, dar nu de neco-egipteanul, ci de Nebucadnețar, haldeul, babilonianul. Și el a fost dus în Babilon și acolo și-a găsit sfârșitul. Doi băieți tineri, 23 și 25 de ani. Ai zice că tinerii au inima curată. Ai zice că le folosește exemplele negative sau pozitive din viața părinților și bunicilor lor. Ai zice că dacă nu trăiesc în criză să ajungă disperat să fure ca să mănânce și au privilegii, ăștia au fost împărați, n-au niciun motiv să se războiască împotriva lui Dumnezeu, pentru că pur și simplu a hotărât un stil de viață binecuvântat pentru ei. Ioachim n-a avut nicio explicație la stilul de viață păgân pe care și l-a permis, dezonorându-l pe Domnul. Observați că după 3 ani de domnie babiloniană, el se răzvrătește împotriva lui Nebucadnețar, se scutură de jugul acestuia și încearcă să-și recapete independența. Dacă ne uităm în Scriptură, vom constata că după 11 ani țara a fost distrusă, Nebucadnețar s-a întors, o perioadă destul de lungă de timp a asediat Ierusalimul, a distrus Iuda, a venit și s-a răzbunat, pentru că Ioachim este antipenultimul împărat, urmează fiul său Ioachin, care domnește doar 3 luni de zile, ca și fratele său. Și apoi urmează fiul acestuia Zedechia, ultimul împărat al lui Iuda, care domnește 11 ani. Și după acești 11 ani și 3 luni, se întoarce Nebucadnețar, se întorc babilonienii, distrug țara, îi omoară pe cei mai mulți, pe cei care au rămas îi ia prizonieri și îi duc în Babilon, lăsând în țară foarte puțini oameni să mai administreze câte ceva. Iuda a fost ca și parte din Israel, mult mai duhovnicească, având templu, preoția, decât Israelul din nord. Dar n-a supraviețuit decât 136 de ani după distrugerea lui Israel. Israel cu capitala la Samaria a fost distrus de asirieni, cu 136 înainte de Iuda, 136 de ani. Iuda a mai supraviețuit 136 de ani, însă sfârșitul lor a fost la fel ca al fraților lor. Un alt imperiu, babilonienii au venit și i-au distrus. Vă puteți imagina că i-au văzut ei pe frații lor care sunt omorâți de păcat? Ați mai auzit undeva o națiune să fie omorâtă de păcat? Pe oamenii aceștia i-au omorât păcatul, pur și simplu. Au murit din cauza păcatelor lor. Dumnezeu a trimis babilonienii să-i distrugă pentru păcatul lor. Și când Osea, ca și profet mic, apare pe scenă și prorocește, este cândva în perioada aceasta. Și Dumnezeu ajunge să cerșească dragostea poporului său. Și când îl trimite pe Iona, pe Osea să se căsătorească cu o femeie stricată, curvă, face lucrul ăsta intenționat ca să prezinte un fel de pantomimă, un fel de model uman poporului. Pentru că Dumnezeu spune, Israel, nevasta mea, m-a înșelat cu toate neamurile din jur. Și îl trimite pe Osea să se căsătorească cu femeia aia curvă, stricată, femeie care se face femeie de casă o perioadă scurtă de timp, naște un copil și apoi se duce din nou în stilul ei de viață din trecut. Sigur că Osea suferă, dar o iartă și o primește din nou acasă. Ea îi mai face un copil și din nou pleacă. Și
Acum Dumnezeu se uită la experiența acestui om și îi spune următorul lucru. Am vrut să te pun exact în experiența în care sunt eu cu poporul meu. Așa cum poporul meu a fost stricat și eu l-am iertat, l-am luat la sânul meu și l-am ocrotit, exact cum ai făcut tu cu femeia asta stricată. Și uite-te la ea care stricăciunea în sânge, i-ai dat casă, i-ai acoperit reputația ei de femeie stricată cu onoarea ta de bărbat cinstit. I-ai făcut copii, i-a dus bucata de pâine acasă, nu-i mai lipsește nimic, nu mai este expusă pe străzi la oricine. I-ai dat un cămin, i-ai oferit iubire, i-ai dat demnitate și fără motiv a plecat din nou să se spurce. Așa a făcut poporul meu. Și pur și simplu, într-o astfel de situație, Dumnezeu hotărăște să nu-i mai ierte. Vă puteți imagina că oamenii aceștia se simțeau religioși? Se bucurau de templul Domnului? Se bucurau de slujbele de la templu? În timp ce Dumnezeu plângea? Și în timp ce în inima lui de Dumnezeu iertător s-a luat decizia să nu-i mai ierte? Și ei nu știau nimic, lor li se părea că totul e bine. Fraților, se poate repeta istoria? E întrebare, nu e afirmație. Se poate repeta istoria? Se poate repeta istoria cu generația mea? Cu generația copiilor mei? Dacă se poate repeta istoria, înseamnă că noi ar trebui să fim atenți, Biblia spune, cu băgare de seamă. Și de asemenea, Biblia spune să veghem în privința rugăciunii, în vederea rugăciunii. Frați și surori, oamenii aceștia au murit crezând că sunt nedreptățiți de Dumnezeu, pentru că și-au pus în minte că sunt curați în timp ce erau murdari. Să știți că există posibilitatea să minți și să te mustre conștiința că minți. Dar poți să minți atât de mult încât să crezi și tu ce minți și nu mai faci diferența între minciună și adevăr, pentru că pur și simplu trăiești în minciună. Poporul acesta a avut un moment în care l-a mustrat conștiința pentru răul pe care îl făcea. Dar pentru că s-a scufundat în răul acesta, n-a mai făcut diferența între rău și bine și pur și simplu a numit răul bine. Erau Ieremia, Ezechiel și ceilalți proroci și cei mici și nimeni n-a avut trecere în fața lor. Citiți în Ieremia că exact în timpul lui Ioachim, Ieremia a prorocit. Știți că împăratul Ioachim a trimis un grup de protecție al său, din garda sa personală, până în Egipt să urmărească niște astfel de oameni și să-i omoare, pentru că pur și simplu nu putea să accepte nimic. Și în fața acestor răzvrătiri repetate, Dumnezeu a hotărât să nu-i mai ierte. Și vine mânia lui Dumnezeu peste toată țara. Atunci când vorbim despre consecințele păcatelor, Biblia spune, plata păcatului este moartea. Ori de câte ori mergem la restaurant cu familia și ne bucurăm de gustul mâncării și de părtășia cu membrii familiei, nu ne gândim la sfârșit când ni se va aduce bilul. Aproape că n-ar mai avea mâncarea gust. Ne bucurăm de mâncare, ne bucurăm de părtășie, însă vine și un sfârșit al părtășiei la restaurant. Și atunci vine bilul. Există o consecință pentru orice lucru. Pentru păcat există consecință și Dumnezeu este drept, nu-i rău, Dumnezeu este drept. Sfințenia sa, caracterul său, integritatea sa, sfințenia sa îl obligă să fie cinstit, să fie drept. Noi nu suntem așa cu copiii noștri. Noi suntem subiectivi, le luăm întotdeauna apărarea și Dumnezeu ne ia apărarea. Dar observați aici o situație greu de înțeles. Dumnezeu a hotărât să nu-i mai ierte și a trimis niște dușmani ca să omoare poporul său. Urmează 70 de ani de robie, o perioadă grea, țara ajunge părăsită, oamenii aceștia stau pe marul râului Babilonului și dușmanii le cereau cântări acolo în robie, plângându-și păcatul. Dar adevărul e că experiența aceea a vindecat evreii pentru restul istoriei lor de idolatrie. Mă întreb,
chiar este nevoie să ne bată cineva până leșinăm ca să devenim copii de treabă? Mai aud pe câte un părinte, nu pe mama, pe tata, zice, până nu-i dau două, trei nuielușe, nu stă cu minte, dar când îi dau două, trei nuielușe, este ca un miel. De ce e nevoie să primești trei nuielușe ca să fii cu minte? De ce? Răspunsul corect, probabil, este din cauza acestei naturi în care a înghesuit Dumnezeu Duhul de viață. Asta se numește firea, carnea, temperamentul. Trăim în ea și își cere drepturile. Și diavolul prin ea amplifică ispita spre Duhul nostru să ne atragă în păcat. Și noi avem probleme cu noi, că noi sunt două existențe, una duhovnicească care ne șoptește dulce și dumnezeiește la ureche, nu face asta. Și una urâtă și impunătoare și terorizantă care ne ispitește pur și simplu supărător, împingându-ne să păcătuim. Și întotdeauna există aceste două voci, aceste două lumi, aceste două existențe atât de diferite una de alta, iar noi, omul, hotărâm înspre care înclinăm. E o luptă de când ne întoarcem la Domnul până când ne punem mâinile pe piept. Asta este lupta credinței. Rezultatul acestei lupte va hotărâ unde ne petrecem veșnicia. E adevărat că uneori vine ispita printr-un membru al familiei sau printr-un frate, dar nu familia sau biserica e de vină atunci când cineva nu are caracter, când cineva nu se luptă cu armele luminii și când cineva nu vrea să înțeleagă că mântuirea e o chestiune personală. E adevărat că împrejurările vieții te pot încurca sau te pot ajuta, dar dincolo de asta nu putem da vina pe împrejurări. Și nici pe împrejurări nu putem să dăm meritul că am ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem responsabili de unde vom ajunge. Vreau să mă apropii de încheiere, vorbind două, trei cuvinte despre sfârșitul tragic al împăratului Ioachim. Spuneam că, ca o ironie, el are același sfârșit ca fratele lui. Ambii mor, frați de corp, doi ani diferență între ei, copiii, doi dintre cei patru băieți ai marelui împărat. Un împărat cu o inimă deosebită, cu o istorie extraordinară, Iosia. Un împărat care, de la vârsta de 8 ani, pentru 31 de ani, a fost un împărat deosebit. Și doi dintre cei patru copii ai lui ajung împărați. Primul domnește 3 luni, al doilea 11 ani și amândoi mor în același fel. Unul legat cu lanțuri dus în Egipt și moare acolo, prizonier, iar altul legat cu lanțuri de aramă și dus în Babilon și moare acolo prizonier. Copiii unui mare rege, unui sfânt al lui Dumnezeu. Ce poți să spui în fața acestor cuvinte? Sfârșitul tragic al lui Ioachim vorbește despre mânia lui Dumnezeu, care nu au fost niște nervi, cum au uneori oamenii, părinții, tații, și pentru că și-a ieșit din nervi, din starea de liniște, nu mai poate suporta și nervos face ceva, îl pedepsește pe copil într-o formă sau alta și mai apoi cade în partea cealaltă să regrete că a fost nervos și că l-a bătut prea tare. Dumnezeu nu oscilează în maniera aceasta. Dumnezeu a așteptat 300 și ceva de ani. Și oamenii pe care i-a binecuvântat și i-a făcut împărați s-au întors împotriva lui. Au luat lucrurile sfinte din templu și le-au înlocuit cu idoli păgâni care veneau de la etniile din jurul lor. Pur și simplu au întrecut orice măsură de păcat și de răzvrătire. Și știți cum? Mutând câte un pic într-un proces nesăturat și neoprit lucrurile. Atunci când muți lucrurile câte un pic, niciodată nu le muți mult și nu te mustră conștiința pentru un păcat mic. Dar păcatul ăsta mic este pus lângă o mie de alte păcate mici care de altfel fac un păcat de neiertat. Frații mei, păcatul a distrus această țară și vine Nebucadnețar și își bate joc de Iuda. Știți ce a făcut? A luat vasele Domnului din templu.
iar împăratul a fost legat cu lanțuri de aramă și dus în Babilon. Nu mai imaginați-vă ce demnitate și valoare de sine mai aveau evreii care au rămas în țară, fără armată, fără împărat, fără guvern, fără bani, pentru că a pus o apăsare teribilă pe familii. Fiecare trebuia, în funcție de numărul de membri, să dea o taxă foarte mare ca să plătească tributul lui împărat, faraonului Neco din Egipt. O țară pur și simplu bătută din toate părțile. Știți de ce? Știți cine o bătea? Propriul ei păcat, de care nu s-a săturat niciodată. Un popor care nu a avut puterea să învețe din propria istorie, din propriile exemple. În locul fiului său, Biblia ne spune că a domnit, în locul lui a domnit fiul său, care are un nume asemănător, în loc că ultima literă nu mai e M de la mare și e N de la Nicu, să zicem. În concluzie, aș vrea să spun că evreii sunt exemplu unei națiuni care au fost distruși de păcat. Slava și binecuvântarea lui Dumnezeu i-a părăsit, chiar dacă aveau legea, chiar dacă aveau templu, chiar dacă aveau profeții, chiar dacă aveau preoții, chiar dacă aveau legămintele. Toate erau acolo. Știți ce nu mai aveau? Neprihănirea. Și asta a fost suficientă ca în prezența templului, în prezența cărții sfinte, în prezența prorocilor mari pe care noi îi citim cu respect. Ieremia, Isaia, Ezechiel și ceilalți, în prezența legămintelor pe care le amintește Pavel când vorbește despre tezaurul și superioritatea lui Israel. Toate erau acolo, un singur lucru lipsea, neprihănirea. Și pentru absența neprihănirii, Dumnezeu i-a chemat pe egipteni și pe babilonieni și i-a făcut praf. Fraților, putem să avem o clădire cu 100 de etaje. Putem să avem din lucrurile religioase, sfinte, bisericești, pe cele mai de seamă, mai strălucitoare, să nu se compare nicio biserică cu noi, dacă ne va părăsi neprihănirea, care este o chestiune a fiecăruia, dacă ne va părăsi frica de Domnul și smerenia, dacă ne va părăsi sfințenia, care este un stil de viață al fiecărui om, al fiecărui tată, al fiecărei mame, al fiecărui copil, Dumnezeu nu se va mai uita la nicio clădire și la nimic din ce este religios, omenesc. Și pentru absența sfințeniei, Dumnezeu va continua să pedepsească ca să-și protejeze sfințenia și caracterul. În această seară aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și ca unii care am trecut prin viață, care am ajuns la vârsta aceasta, să gândim cu maturitate, pentru că avem părul cărunt, să nu uităm că ceea ce dă valoare la tot ce facem noi aici este sfințenia și neprihănirea. Aceasta nu se poate organiza, aceasta este o atitudine a fiecăruia dintre noi. Vă chem să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întoarcem din nou la o atitudine plină de râvnă pentru neprihănire, să ne ridicăm împotriva la tot ceea ce este necurat și fiecare să sponsorizăm revenirea sfințeniei în suflet, în familie și în biserică. Să ne dăm și viața pentru asta, pentru că este singurul lucru care ne ține în vecinătatea lui Dumnezeu, ba chiar în brațele și în inima lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Haideți să ne rugăm, Sfinții Domnului!